Finalul de campanie marcat de socialdemocrații mehedințeni. La fel ca până acum, candidații formațiunii s-au aflat în mijlocul oamenilor, oferindu-le mehedințenilor, spre deosebire de alte partide, motive reale de a-i susține în continuare. Realizările din județ ale socialdemocraților reprezintă cel mai important motiv de a continua alături de candidații formațiunii. De la PSD avem numai de bine, să spunem. Ce vă face să credeți asta? A fost mai bine cu PSD-ul decât cu guvernul de acum. Ce v-a făcut? De ce aveați nevoie și v-a făcut PSD-ul? Nu ne-a fost oricum, a fost și la salarii și la pensii, a fost mai bine. Aveți condiții? Avem, dumneavoastră ne le face, sunteți singurul care ne ajutați la anul să vândem la căldură și la tot ce-i bine. Jos acolo! Da, mă bucurăm că am putut fi de folos. În toate privințele, Dumnezeu să vă ajute în continuare. Că sunteți oameni care analizați tot ce-i frumos și ce-i bine și ce trebuie pe pământ, să știți. Asta e. Să ne ajutați în continuare. În continuare, de să vă dea sănătate, în primul rând sănătate, și să câștigați. La fel cum începutul de campanie a fost marcat pe un șantier în lucru, așa s-a întâmplat și acum, când socialdemocrații au prezentat unul dintre cele mai importante proiecte demarate în ultima perioadă din Mehedinți, construirea târgului autorizat de la Cerneți. Astfel, în timp ce liberalii au transmis mesaje de îndemn la vot din sediul partidului către mehedințeni, socialdemocrații au ales să facă ce știu ei mai bine, fapte și nu vorbe. Iată că încheiem campania așa cum am și început-o, tot în proximitatea unui șantier, pentru că Partidul Social Democrat este partidul care, înainte de orice, încearcă să îmbunătățească viața locuitorilor județului Mehedinți. Noi facem ceea ce promitem și mă bucur să văd oameni mulțumiți, oameni a căror față se luminează atunci când văd echipa Partidului Social Democrat. Mă bazez în continuare pe suportul acestor cetățeni și sunt sigur că ei ne vor conduce către o victorie istorică. Partidul Social Democrat și-a început campania electorală printre oameni, a continuat-o între oameni și o încheie tot în mijlocul oamenilor. Am decis să încheiem campania electorală în comuna Șimian, la Târgul de la Cerneț, o comună de suflet pentru mine, o comună pe care nu o voi uita niciodată, o comună alături de care voi fi și de acum înainte. În timp ce liberalii aruncă în lupta electorală aceiași politicieni de ani de zile, PSD Mehedinți vine cu o echipă tânără și nouă pentru alegerile parlamentare din acest an. Pe primele locuri la Camera Deputaților se află Constantin Trușcă, unul dintre cei mai implicați primari din județul nostru, fiind urmat de tânărul Vlad Bontea, cu o vastă experiență administrativă. Iar pe primul loc la Senat se află Liviu Mazilu, actualmente vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți. Candidații PSD se află pe poziția 4 pe buletinele de vot.